Bună, eu sunt Mimi. Eu sunt Lidia. Eu sunt David. Eu sunt Leonard. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Dragilor, în această ocazie vom vorbi despre un subiect foarte interesant și anume despre un joc de educație civică legat de drepturile persoanelor cu dizabilități. Sună așa poate complicat, dar să știți că nu este deloc complicat. Puțin mai târziu vom cunoaște și invitatul surpriză, ne va explica despre acest joc și o să încercăm și noi să îl punem în aplicare, să vedem ce lucruri putem învăța prin intermediul cartonașelor și prin intermediul lucrurilor scrise pe ele. Dar înainte să trecem la joacă, la tutoriale și la interviu, hai să urmărim rezumatul acestei ediții. Bună! Eu sunt Portocală și sunt nerăbdător să discutăm, să ne jucăm și să facem tot felul de activități practice sau experimente. La început, hai să stăm puțin de vorbă. Dragi copii, acum este momentul mult așteptat al interviului. Așa cum vă spuneam mai devreme, avem un oaspete în Căsuța cu idei și spunem bun venit Ruxandrei Matescu. Bine ai venit, Ruxandra! Bine v-am găsit! Să știți că Ruxandra este în primul rând mamă și completând descrierea, aș vrea să adaug și faptul că este expert în drepturile persoanelor cu dizabilități. Și despre lucrul acesta vom vorbi puțin mai târziu pentru că am aflat despre un joc foarte interesant pe care voi l-ați conceput. Te rog să ne spui despre ce joc este vorba. E un joc de educație civică. Uhum. Un joc prin care copiii pot învăța care sunt drepturile persoanelor cu dizabilități și mai mult decât atât pot gândi ei înșiși soluții la problemele pe care le întâlnesc persoanele cu dizabilități în viața de zi cu zi. Este un joc pe care l-am conceput sau a cărui idee ne-a venit în urma unui proiect de împrietenire. Am avut un proiect împreună cu o altă asociație, Asociația cu alte cuvinte, deci noi de la Supereroi printre noi și cu alte cuvinte, un proiect de împrietenire între tineri cu dizabilități și tineri fără. E cel mai simplu proiect și cel mai ușor de replicat proiect. Practic, am invitat la două petreceri inițial copii cu dizabilități și copii fără dizabilități. I-am lăsat să se cunoască, i-am lăsat să se împrietenească, i-am lăsat să vorbească despre ce vor ei. În principal au vorbit despre muzică și sport. După care i-am invitat să iasă în oraș, i-am ajutat să iasă în oraș, le-am dat bani să iasă în oraș. Au ieșit la filme, în parcuri, la pizza, în general la mall, așa ies copiii de vârsta lor. Cât să se cunoască și să vadă fiecare un pic din viața celuilalt. Cei cu dizabilități au văzut că cei fără dizabilități n-au viața roz și minunată în care totul este ușor și permis așa cum își închipuiau ei. Și cei fără dizabilități au văzut cu ce se confruntă o persoană cu diferite tipuri de diagnostic în activități cotidiene. Mers în parc, ieșit în mall, ieșit la o terasă. Cumva au avut ocazia să se cunoască și să vadă fiecare din papucii celuilalt cum e și să vadă că au foarte multe lucruri în comun. Cum au reacționat cei fără dizabilități atunci când, nu știu, au fost puși în situația în care erau în parc și cei cu scaunul rulant nu puteau să acceseze toate aleile sau, mă gândesc, poate au întâlnit și situații în astea, poate de frustrare? Și noi ne-am închipuit că vor fi frustrați, dar asta pentru că noi suntem noi, și mă refer eu și colegele mele de proiect, suntem mai, nu știu, mai bătrâni ale activismului și mai în vârstă, mai maturi față de ei și ne-am gândit că vor fi foarte supărați și foarte furioși în anumite situații și dimpotrivă, copiii ăștia au luat lucrurile foarte senin.
au venit cu soluții foarte practice, foarte la obiect și foarte relaxate față de noi, care ne-am fi așteptat ca ei să se întoarcă foarte încordați dintr-o anumită situație, pentru că noi așa ne întoarcem ca adulți. Dimpotrivă, copiii în situații, cum spui tu, copii tineri de fapt, că nu mai sunt atât de mici, erau vorbim de copii între 14 și 18 ani, deci sunt mai mari. În situații de genul ăsta s-au repliat foarte repede și au găsit soluții practice și chiar unde a fost cazul, de exemplu, au găsit la un moment dat o parcare, locurile rezervate persoanelor cu dizabilități le-au găsit la un moment dat ocupate de cineva fără dizabilități și s-au dus imediat și au semnalat și au reclamat lucrul ăsta fără a se certa în parcare, fără a ridica tonul, fără a ridica ștergătoarele. Au avut niște soluții mult mai pacifiste și mult mai relaxate și își cunosc drepturile mult mai bine, drepturi în general, drepturile omului. Asta ne-a uimit. Cum a venit ideea acestui joc? Ideea ne-a venit tot așa, din situațiile cu care ei s-au confruntat. După fiecare întâlnire a lor în oraș, am avut niște întâlniri de debriefing, dacă vrei, pe Zoom. Întâlniri în care ei povesteau cu ce s-au confruntat sau ce au făcut. Și ne-am dat seama că e mare nevoie ca toată lumea, nu doar cei fără dizabilități, dar și cei cu dizabilități și familiile lor, cu toții să-și cunoască drepturile. Pentru că, în general, nu ne cunoaștem drepturile, nici drepturile omului, nici cele specifice. Și am încercat să extragem din situațiile prin care au trecut ei, să ilustrăm, de fapt, aceste situații și să generăm posibile soluții pentru ei și cu ajutorul lor. Jocul vine din reacțiile lor și din ce au povestit copiii în urma întâlnirilor. Aș vrea acum să lăsăm puțin povestea jocului deoparte pentru un foarte scurt moment și să ne spui pe scurt despre povestea familiei tale. Povestea familiei mele e veche, are 20 de ani, atât de veche e. Avem 3 copii, l-avem pe Petru de 19 ani, pe Ana de 7 și pe Olguța de 15. Olguța e fata noastră cu nevoi speciale. E o adolescentă de 15 ani și jumătate aproape. Are un sindrom genetic rar cu afectare mare pe partea intelectuală, pe partea verbală, nu poate vorbi, și pe partea fizică, de echilibru și de motricitate fină și grosieră. Adică are o afectare severă pe mai multe paliere. Povestea nu știu, primii ani au fost de poveste tristă și grea, pentru că e greu să accepți, cât să înțelegi de ce ți se întâmplă ție, de ce îți dă Dumnezeu ție. Îți recalibrează toată relația cu Dumnezeu o întâmplare de genul ăsta și o reașează pe alte teritorii pentru care nu te pregătește nimeni niciodată. Și e o renegociere, dacă vrei, a relației cu Dumnezeu în urma nașterii unui copil cu probleme de sănătate. Dar apoi, cu ajutorul Domnului, ne-am găsit liniștea și pacea. Mai avem și acum momente de revoltă și de deceuri și de ce mie. Astea cred că sunt normale. Da, și în raport cu fiecare dintre cei 3 copii, adică nu doar cu Olga. Am început să facem lucrurile pe care le facem, inclusiv jocul ăsta și alte proiecte din zona dizabilității, ca să ne fie, dacă vrei, dintr-un gând egoist, să ne fie nouă bine ca familie, adică dacă facem lucruri care schimbă viața celor cu dizabilități, automat îi va fi bine și copilul nostru și nouă ca familie, dar și altora pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Cam așa e povestea familiei noastre, da. Acum înțeleg și o parte din motivația pentru care acest joc a apărut, iar următoarea întrebare ar fi: cui se adresează acest joc? Aș zice, așa cum scrie pe el, că se adresează copiilor mai mari de 11 ani și până pe la un 18.
teoretic, așa l-am gândit. Practic, dacă adaptezi și reușești să duci discuția în așa fel, se poate juca și cu copii mai mici de 11 ani și cu adulți. Chiar puțin mai târziu o să probez cu copiii din platou și vom vedea cum se vor descurca, deși au mai puțin de 11 ani. Pentru că ai vorbit de joc, aș vrea să ne faci o scurtă demonstrație. Am văzut mai multe cartonașe. Despre ce fel de carduri este vorba? Jocul are trei tipuri de carduri și o broșură. Nu vă lăsăm așa, adică are și niște instrucțiuni. Și o să insist un picuț doar pe broșura aceasta, pentru că nu sunt doar instrucțiuni, sunt și articolele din lege. Legile care tratează drepturile persoanelor cu dizabilități. Convenția internațională, deci Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Legea Națională, Legea 448. Adică avem și temeiul legal aici, articolele din lege, așa cum apar ele publicate. Nu sunt adaptate, nu sunt simplificate. Jocul are trei tipuri de carduri și am să vi le prezint așa. Sunt 8 carduri cu situații în care o persoană cu dizabilități, o persoană, de fapt, se poate afla într-un spațiu public, precum acesta. Acestea sunt situațiile. Avem 28, dacă țin bine minte, de posibile probleme cu care oamenii se pot confrunta în spațiile publice la un anumit moment și avem și soluții la problemele pe care le întâlnesc. Și pe fiecare soluție, pe cardul fiecarei soluții, avem și articolul din lege, fie din convenție, fie din legea 448, nu simplificat într-atât, deci nu un limbaj ușor de înțeles pentru persoane cu dizabilități, cât într-un limbaj ușor de înțeles de către copii, în general copiii de 11-16 ani. Pentru că legea are cuvinte complicate și am simțit nevoia să le simplificăm un pic. O să vedem puțin mai târziu și cum se poate juca acest joc, care sunt acele situații care au fost alese pentru a fi dezbătute, posibile probleme, dar și soluțiile de care ne spunea Ruxandra mai devreme. Mai am o serie de întrebări, însă aș vrea acum să facem o pauză. Mai urmărim împreună un material, apoi vom reveni aici pentru a continua interviul. Am revenit aici alături de copii pentru momentul jocului. Eu am aici varianta alb-negru, am descărcat-o de pe site, dar bineînțeles că puteți să printați și color. Mie mi-a fost mai la îndemână acum să printez alb-negru și o să ne uităm mai întâi la cartonașele cu situații. Vă prezint câteva dintre situații, apoi vom alege una și lucrăm pe ea, ne jucăm pe ea. De exemplu, pe primul cartonaș scrie așa: îmi place mult să merg în parc, folosesc scaunul rulant. Ne gândim, am putea fi noi în situația aceasta. Sau, sunt pasionat de film și regie, dar merg foarte rar la cinematograf. Mi-e greu să mă deplasez și să vorbesc. Am paralizie cerebrală. Sau, îmi place să vizitez locuri noi. Am autism. Sau, îmi doresc să merg la cursuri de desen. Am o dizabilitate intelectuală. Sau, o altă situație. Sunt pasionat de teatru. Sunt o persoană nevăzătoare. Imaginați-vă cum ar putea să se bucure de teatru o persoană nevăzătoare. Sau, îmi place mult să merg la școală. Mă deplasez cu dificultate, comunic mai bine în scris, dar nu pot ține pixul în mână. O să ne alegem de aici o situație și o să o folosim pe prima. Cea cu scaunul rulant. Deci ne vom imagina că noi acum suntem în scaun rulant și că vrem să mergem în parc. Da? O să mă las pe covor ca să vă arăt celelalte cartonașe și să vă explic ce vom avea de făcut. Punem aici cartonașul situație. Mai avem cartonașe probleme. Le punem și noi? Da, este o idee bună, vă puteți apropia. Sunt multe cartonașe cu probleme.
la o situație, poate fi o singură problemă sau din contră, pot fi mai multe. Știți ce, vă rog, mai împingeți puțin tabureții în spate voi doi, ca să vă puteți da și voi puțin mai în spate și să se vadă mai bine. Și tu, Leonard, te rog. Pot fi mai multe probleme care izvorăsc dintr-o situație. Pot fi probleme specifice sau altele care se regăsesc în mai multe situații. Acum ne concentrăm doar la situația în care suntem în scaun rulant și vrem să mergem în parc. O problemă ar putea să fie așa. Nu pot să traversez singur pentru că nu aud semaforul. Credeți că se potrivește problema aceasta cu situația pe care o avem? Nu. Nu, nu se potrivește. O să o dăm deoparte. Dar mai sunt și alte probleme și o să vă dau câteva cartonașe pe care să le citiți. Iar apoi să-mi spuneți care credeți că se potrivește cu situația noastră și să le, ni le spuneți și nouă. Timpul vostru de verificare și de căutare a problemelor s-a terminat, așa că vreau să le citiți pe toate patru și să-mi spuneți care credeți că se potrivește cu situația noastră și care nu. Nu înțeleg ce se explică. Profesorul vorbește prea repede. Ce ziceți? Asta se potrivește? Nu. Nu, n-are treabă cu scaunul rulant. O dăm deoparte. Altă problemă? Nu există un spațiu în care să îmi pot schimba scutecul. Are treabă? Nu. Foarte bine. O dăm deoparte. Pe stradă este foarte multă gălăgie din cauza claxonelor și a traficului. Mă obosește și mă amețește. Credeți că o deranjează pe astfel de persoană? Poate, dar s-ar putea că nu. Cel mai sigur nu. Poate dacă are și alte dizabilități, ar deranja-o. Dar dacă este doar vorba de scaun rulant, cum a zis Lidia, nu. Și ultima? Aici sunt doar scări, nu există lift. Ar putea? Da. 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 Bun, atunci te rog cartonașul tău, pune-l lângă situație. Deci avem o situație și cel puțin o problemă. Îmi place să merg în parc, dar aici sunt doar scări, nu există lift sau într-o altă clădire. Continuăm cu David. Sunt foarte anxios atunci când întâlnesc persoane noi. Adică foarte sperios. Da. Da. Ar putea? Nu, dacă este vorba despre anxios. Poate că această fată nu e anxioasă, doar are scaun cu rotile. Oh, este foarte bună precizarea ta. Șoferul de taxi nu-mi dă voie să urc, spune că roțile scaunului rulant îi vor murdări portbagajul. Ce zici, David? Nu. Are legătură. Ba, are foarte mare legătură pentru că are roți acolo. Da. Aha, deci dacă vrea să meargă până în parc cu taxiul și șoferul de taxi spune nu urca, murdărești portbagajul și n-abia am fost la spălătorie, nu se poate deplasa cu ajutorul taxiului. Poți să adaugi aici cartonașul tău. Mulțumesc. Te rog să continui. Oamenii nu au răbdare cu mine când încerc să vorbesc sau când vreau să cumpăr ceva. Are legătură? Nu. Nu. Bun. Rămâne la tine. Ia să vedem următorul cartonaș. Oamenii nu știu cum să se poarte cu mine sau cred că o să le fac rău celorlalți. N-are legătură. Nu, n-are. Nu are legătură. Nu am voie să ating obiectele din expoziție. Nu. Pentru că zice că vrea să meargă în parc. Scările rulante nu funcționează. Da. Pentru că ar ajuta mai mult scările rulante. Corect. Atunci o să punem aici, da? Așa. Stația de metrou nu are lift, are numai trepte. Da, pentru că are nevoie de lift. Corect, are nevoie de lift. Foarte bine. Oamenii mă privesc insistent sau râd de mine. Ar putea fi dacă o văd că stă în scaun cu rotile, dar poate că nu. Poate că nu. Tot așa îl păstrăm acolo. Și am mai găsit eu trei
care mi-au atras atenția. Nu avem timp acum să le citim pe toate, dar doar câteva dintre ele. De exemplu, nu pot să urc în autobuz cu scaunul rulant. Se potrivește? Da, pentru că ai zice că are scaun rulant. Așa. Sau, nu pot să mă plimb prin parc, sunt prea multe scări. Da, pentru că tocmai asta zice, că vrea să meargă în parc. Sau, aleile parcului sunt pavate cu nisip sau pietricele. Da, pentru că tot așa ea vrea să meargă în parc. Păi și ce treabă are nisipul cu mersul în parc? Pentru că este mult mai greu decât pe trotuar. Trotuarul este probabil mai drept, iar pietricelele sunt mai instabile și e mai greu să mergi și pe ele. Și mai guduitoare. Da. Așa, și, deci te și deranjează și e și greu să te deplasezi. Îți îngreunează deplasarea. Și unele pot să fie mari și nu poți să treci peste ele. Corect, pot fi chiar și obstacole, nu doar să te deranjeze sau să îți îngreuneze deplasarea. Oho, deci văd că împreună, la o situație, câte probleme avem? Ia numărațiile. 7. 7. Wow, 7. 7 probleme, asta ținând cont că nu am citit pe toate cele de pe foaie și dacă am stat noi puțin să ne gândim sau să ne punem în pielea unei astfel de persoane, probabil că am mărit lista considerabil, adică s-ar aduna și mai multe probleme. Ei, jocul ne spune ca în etapa următoare să ne uităm puțin la cartonașele soluție. Acestea, dacă sunt îndoite așa pe jumătate, au pe o parte un desen, de exemplu aici scrie semnalizare sonoră, iar pe partea cealaltă un text de lege adaptat după articolul respectiv din legea corespunzătoare și scris așa într-un mod simplificat să fie pe înțelesul nostru. De exemplu, aici pentru semnalizare sonoră cu semafor, vă arăt și vouă, textul este așa: persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces neîngrădit la transport și călătorii. Pentru aceasta, administrația locală este obligată să monteze traverse tactile pe trotuar și semafoare cu semnalizare sonoră în intersecțiile cu trafic intens. Ce ar putea să însemne asta? Semnalizare sonoră la semafor, ați întâlnit? Nu. Cred că am întâlnit și bipăia. Exact. Atunci când se făcea roșu avea un alt fel de bipăit și când se făcea verde avea un alt fel de bipăit. Corect. Deci dacă aș fi și pentru ce fel de persoană crezi că s-ar potrivi o astfel de semnalizare? Pentru cele care nu văd și doar aud. Corect. Pentru persoane nevăzătoare le este mai ușor dacă au și pe trotuar panouri din acelea galbene sau argintii care sunt puțin ieșite în relief. Și când treci cu piciorul, se simt. Le-ați observat aproape de trecerea de pietoni sau la metrou? Da, am observat doar la metrou, dar nu peste tot. Unele sunt și la trotuare, adică niște semnale care așteaptă pe cei nevăzători să le atingă ori cu piciorul lor, cu bastonul acela care ajută la deplasare. Și cum a spus Lidia, semnalele de la semafor care le atrag atenția. Hei! Atenție, e roșu, rămâi pe loc. Sau e verde, poți să traversezi, că n-au de unde să vadă culoarea semaforului. Bun, acum trebuie să găsim o soluție sau poate mai multe pentru problemele pe care le-am întâlnit în această situație și vi le voi apropia, iar apoi vom citi împreună. Să vedem prima soluție pe care a găsit-o Lidia. Te rog să ne spui despre ce e vorba și să-mi dai și mie să văd mai bine. Aici spune că persoanele cu dizabilități au dreptul la locuri de parcare rezervate și gratuite. Oh, mulțumesc! Uite, acesta este semnul pentru parcare rezervată doar persoanelor cu dizabilități. Iar aici este textul pe care l-a citit Lidia. O soluție legată de problemele pe care le-am întâmpinat. Ia să vedem la David. Despre incluziune. Incluziune. Ce să însemne incluziune? Țările semnatare ale convenției trebuie să se asigure că orice persoană cu dizabilități poate participa la fel ca ceilalți la activități care o ajută să-i dezvolte
potențialul creator, artistic și intelectual. Super! Te rog să-mi dai și semnul tău. Avem textul articolului din lege simplificat și semnul cu incluziune, o modalitate de a include persoanele în scaun rulant în activități artistice. Ia să vedem încă o soluție de la Lidia. Mijloc de transport adaptat. Oh, ce sunt semne? Persoanele cu dizabilități au dreptul de a trăi independent și de a participa la orice activitate din societate în condiții de egalitate cu ceilalți. Corect! Și avem aici imaginea unui autobuz sau unei mașini care are și o mică rampă pentru a urca mai ușor cu scaunul rulant în interiorul mașinii. Continuăm cu Leonard. Acces la mediul fizic. Oho, și ce ar putea însemna? Atunci când se dă în folosință o clădire, autoritățile trebuie să se asigure că este o clădire accesibilă pentru toți și să nu se aprobe construcții care creează bariere sau discriminare pentru persoane cu dizabilități. Oh, îți mulțumesc! Vreau ce înseamnă discriminare? Ce înseamnă? O bună întrebare. M-a ajutat să-i răspundem lui David? Ce ar putea să însemne discriminare? Dar până atunci, hai să ne uităm puțin la semnul de aici, acces la mediul fizic. Pentru clădiri, este un lift. Un lift, ca să le fie mai ușor persoanelor în scaun rulant să ajungă la etajul dorit. Și să ne întoarcem la discriminare. De exemplu, dacă eu zic așa, vreau să servesc cu bomboane pe toți copiii, mai puțin pe cei care au cămașă cu roșu și cu carouri mici. Cum te-ai simțit? Rău. Ți se pare un motiv bun să nu te servesc cu bomboane? Nu. Atunci dacă zic, gândește-te cum se simte o persoană în scaun rulant, dacă eu zic, vă invit pe toți la mine la serviciu, avem o petrecere, dar tu n-ai cum să urci pentru că nu avem rampă, avem doar trepte și nu te ajută nimeni și nu te descurci. Cum te-ai simțit? Rău. Cam asta înseamnă discriminare, când dai pe cineva la o parte pentru un astfel de motiv. Hai să continuăm, mai avem soluții? Una la Lidia, te rog. Spații publice adaptate. Clădirile, mijloacele de transport în comun, taxiurile, spațiile publice, cum ar fi parcurile și magazinele, trebuie adaptate astfel încât să fie accesibile și pentru persoanele cu dizabilități. Oh, și în imagine avem nu doar trepte, ci și o rampă. Exact. Lângă trepte, o rampă pentru a urca mai ușor cu scaunul rulant, dar și la rampă trebuie să fim atenți, că dacă este doar una pusă așa de formă foarte abruptă, unde ți-e greu să urci și pe picioare, da, păi cu ajutorul scaunului rulant, iarăși nu e o soluție bună. Trebuie să fie lucrurile făcute temei, ca la carte. Dacă este o rampă, rampa nu te duce în jos? Panta. Păi tu împingi. Dacă ești slab și nu poți să împingi, lași pe altcineva care știi că este puternic și poate împinge ca să nu cadă scaunul cu rotile. Da, este o soluție foarte bună, dar de cel mai multe ori persoanele scaun rulant și-au dezvoltat musculatura brațelor și reușesc să împingă sau așa cum a spus Lidia și aleg sau li se oferă ajutor. Am mai văzut că unii oameni mai fac așa ca să merg. Da, dar se descurcă? Excelent! Bun, cum fi s-a părut jocul acesta? Foarte frumos. Interesant! Cum vedeți acum o persoană care se află în scaun rulant, după ce am dezbătut situația cu privire la diferite probleme, deci am avut situația, mai multe probleme, dar și mai multe soluții. Ia, gândiți-vă acum că vă duceți în oraș și vă întâlniți cu aceste probleme. Cum v-ați simți dacă nu ar fi și soluțiile pe care le avem la dispoziție? Probabil că ne-am simțit neajutorați dacă n-am avea aceste soluții. E bine că legea s-a gândit și la cei cu dizabilități ca să fie și ei
respectați cumva. Uh-huh. Este un cuvânt. Și băgați în seamă. Foarte bun să fie respectați și să fie nu doar băgați în seamă, ci tratați egal. Ați citit vreunul dintre voi mai devreme, nu mai țin minte exact cine, lucrul acesta legat de egalitate, nu-i așa? Da. Să fim tratați în mod egal pe cât se poate. Bun. Timpul pentru joc s-a încheiat, acum este momentul să urmărim o altă rubrică, iar apoi ne întoarcem aici pentru Cutia Curioșilor. Bună, copii! Eu sunt vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare, despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Este momentul acum pentru activitatea practică și vă propun să facem un mic tablou care se asemene puțin cu tehnica vitraliului, dar pe care îl vom realiza cu elemente mai simple. Pentru acestea vom folosi o ramă, carton colorat, un tub din acesta de contur care este puțin în relief, în culoarea neagră, culori acrilice și acuarele, puteți folosi și doar acrilice dacă doriți, pensule, apă și un șervețel dacă am nevoie pentru mai târziu să fac unele retușuri. Ce voi avea de făcut? Să scot partea din spate a ramei, partea aceasta care va susține viitoarea lucrare și apoi să decupez din cartonul dorit exact pe dimensiunea aceasta ca să se potrivească perfect în interior, iar pe o altă bucățică vă voi arăta de probă cum se procedează. De exemplu, de la tubul acesta de contur scot capacul și în momentul în care vreau să fac un desen, am grijă cât de tare apăs. Dacă voi apăsa foarte încet, îmi iese un fir mai subțirel. Dacă apăs foarte tare, atunci voi obține o linie mai groasă și dozez în funcție de cum apăs, îmi dozez conținutul în așa fel încât să obțin linii expresive sau poate aceeași linie. Pentru vitraliu mi-aș dori să am anumite secțiuni pe care să le împart după culoare și îmi trasez linii care să creeze niște spații delimitate, poate forme geometrice sau poate alte forme pe care le doresc. După ce termin de făcut conturul, care este așa puțin în relief, chiar se va usca în relief, șterg capătul aplicatorului cu șervețelul, să nu se usuce și să nu se înfunde apoi canalul acela mic, pun capacul și voi aștepta să se usuce, ca apoi să pot pune culori. Eu deja am făcut aici contururi care s-au și uscat, sunt făcute cu o zi în urmă și am lăsat la uscat. M-am gândit la o floare, câteva frunze și apoi fondul colorat. Pentru că este deja un carton cu o culoare, nu este un carton alb, dacă aș lucra, de exemplu, cu acuarele și aș pune alb din acuarele pe carton, s-ar vedea foarte, foarte puțin, poate un verzui mai spălăcit sau mai albicios. Din cauza aceasta am ales ca pentru nuanțe mai deschise să folosesc acrilic, pentru că, și facem din nou o probă aici, are acoperire mult mai bună față de acuarelele acestea. Observați, se vede foarte, foarte bine diferența de acoperire. Acestea fiind spuse, mă gândesc cam ce culori aș dori să folosesc, iar apoi mă joc pur și simplu și umplu spațiile delimitate cu diferite culori. Thank you.
Am terminat de pictat, iar acum voi fixa cartonașul meu pe baza din spatea tabloului. Iar apoi, după ce este foarte bine uscat, trebuie pus în ramă și vedem apoi cum se va vedea. Și așa arată când este gata. Vă invit să puneți și voi ideea aceasta în aplicare, să fiți cât mai creativi, să vă alegeți ce model doriți voi. Important este să lucrați cu bucurie. Am revenit în platoul de filmare și imediat continuăm interviul, dar aș vrea să vă amintesc un lucru. Din tutorialul acesta, o lecție care mie mi-a plăcut este aceea că fiecare dintre noi, asemenea bucățelelor care alcătuiesc un întreg în acest tablou, putem fi fiecare dintre noi, indiferent de culoarea pe care o avem, de abilitatea noastră sau, din contră, de disabilitatea noastră, împreună putem alcătui un tablou frumos. Dar cum facem acest lucru? Cum facem să ne fie bine împreună? Cum facem să aflăm care ne sunt drepturile, dar mai ales să le punem în aplicare? Vom vorbi acum. Te rog să ne spui despre scopul acestui joc. Scopul este, odată, ca oamenii să cunoască că există niște drepturi ale persoanelor cu dizabilități scrise negru pe alb, peste care nu se poate trece. Sunt drepturi, nu sunt bunăvoințe, nu sunt dovezi de iubire, nu sunt milă, sunt drepturi, pur și simplu. Și acestea au obligativitatea de a fi respectate. Asta este unul dintre scopuri, iar al doilea, dacă mă întrebem nici mai aproape de sufletul meu, de a crea empatie. Pentru că nu avem foarte multe situații în care persoanele cu dizabilități să fie la un loc cu persoanele fără dizabilități, din păcate. Și cred că jocul ăsta e un prim pas ca atât copiii de la elevii, cât și oamenii, copiii de acasă, să poată cumva să înțeleagă prin ce trece celălalt de lângă ei. De ce este important să ne cunoaștem drepturile? E important să ne cunoaștem drepturile, în primul rând, ca să ne fie respectate, ca să le putem cere mai departe, să ne fie respectate și, dacă ne sunt respectate, să avem o viață mai ușoară. Dacă drepturile noastre ne sunt încălcate, atunci viața e urâtă, grea și complicată. Și oricum e destul de greu pe lumea asta, nu o ducem tot timpul în pași de dans. Și dacă sunt respectate, lucrurile merg mai bine și cumva avem de învățat unii de la ceilalți și trăim împreună. Și zic eu că, mai ales în contextul ăsta istoric, e important să ne respectăm unii pe ceilalți și să învățăm să trăim unii cu ceilalți, dincolo de diferențele dintre noi. Din ce știu eu de pe pagina voastră, deja ați jucat sau au fost profesori care au jucat acest joc împreună cu elevii. Care a fost reacția copiilor care au jucat jocul? Jocul ăsta s-a jucat și la clasele de copii tipici, și la clasele de copii cu cerințe educaționale speciale și la centrele de terapie pentru copii, pentru tineri și adulți cu nevoi speciale. Reacțiile sunt pozitive și asta mă bucură. Copiii vin cu soluții dincolo de ce am pus noi aici în joc. Și pentru mine asta e o mare bucurie. Copiii sunt foarte deschiși, sunt uimiți, pun întrebări despre lucruri pe care nu le cunosc, termeni pe care nu îi cunosc. Dacă vrei, asta e și un pic tristețea mea, sunt atât de mulți termeni pe care noi, ca părinți și noi, ca activiști, îi cunoaștem, termeni legați de dizabilitate, dar ei sunt foarte puțin cunoscuți în mediul larg.
copiii sunt curioși și copiii sunt dornici să învețe și să găsească propriile soluții. Pe mine lucrul ăsta nu are decât să mă bucure. La ce să fie atenți părinții sau educatorii, profesorii care coordonează sau ghidează acest joc? Să nu se cramponeze în soluțiile pe care le-am dat noi, să nu certe copiii dacă nu dau răspunsul pe care dumnealor îl consideră potrivit, pentru că e un joc cu răspunsuri, orice răspuns e corect. Așa cum legile sunt perfectibile, pentru că legile sunt făcute de oameni și legile se modifică în funcție de nevoile oamenilor, să lase copiii să vină cu propriile soluții, chiar dacă ni se par că nu sunt cele mai bune, și să-i lase să pună întrebări și să lase să folosească jocul așa cum îl simt ei, pentru că doar așa vor putea învăța ceva din el. De unde poate fi procurat acest joc? Jocul are o variantă online, adică de descărcat și de printat acasă. Cum am făcut eu mai devreme cu copiii. Exact. Se găsește pe site-ul Asociației Partenere. Așa cum ținem, suntem două asociații în acest proiect. E pe site-ul Asociației, cu alte cuvinte, în secțiunea Proiecte. Vor găsi acolo tabul cu numele jocului, Teen Action for Inclusion, și găsesc toate cardurile și instrucțiunile gata de printat și de cupat, foarte ușor. Dacă vor și varianta aceasta cartonată, cum o aveți voi? Nu o mai avem această. Prin proiect au fost tipărite 100 de cutii, pe care noi 100 de jocuri pe care deja le-am distribuit către școlile din țară. Și mă bucur că nu au ajuns doar la școlile din orașele mari, ci la școli și din orașe mici și din comune, ceea ce mi s-a părut, nu știu, a fost o bucurie foarte mare că au fost oameni dornici de acolo. Dar mă gândesc acum, auzindu-te pe tine, că ar putea să printeze direct pe o foaie mai groasă, pe un carton, să rotunjească colțurile, absolut, să arate așa de frumos ca cele pe care le-ai adus tu. Și apropo de asta, vreau să vă spun o surpriză. Avem un astfel de pachet cu carduri, acest joc, pe care îl vom oferi la finalul concursului nostru, la finalul acestei luni. Și el se adaugă la premiul pe care noi îl prezentăm în cadrul rubricii, așa că vă mulțumim mult pentru gestul vostru și sunt sigură că se va bucura familia sau poate clasa la care va ajunge pachetul de la voi. Iar acum, pentru că ne apropiem de final, noi obișnuim să le dăm copiilor o temă, să aleagă un cuvânt cheie sau o idee, ceva ce le-a plăcut, ceva ce le-a atras atenția, să pună în cutia curioșilor. Dacă acum aș avea aici cutia curioșilor, ce cuvânt, ce idee, ce gând de final ai pune tu în această cutie? Aș pune cuvântul împreună și ideea de curiozitate. Copiii au atât de mult acces la internet și caută atât de multe lucruri pe net, i-aș îndemna să caute un pic și dizabilitate sau orice altceva, neurodiversitate, autism sau orice aud, să caute și să vadă cum arată exact persoana cu acel diagnostic la care ei se gândesc. Să folosească internetul și ca să se informeze. Până întâlnesc persoana în carne și oase, să vadă pe net, pentru că sunt filmulețe, e multă informație. Și împreună de ce? Păi de ce? Nu, pentru că așa aparținem împreună, așa am fost creați, să fim împreună. Fiecare să contribuie cu bucățica lui la lumea asta colorată și frumoasă. Și cred că doar împreună o putem face mai ușor de dus până la capăt. Dacă nu suntem împreună, suferim mult. Singurătatea e greu de dus. Și persoanele cu dizabilități sunt de cele mai multe ori singure. Așadar, rămânem cu aceste două idei de la tine. Pe de-o parte, curiozitate. Din ce am înțeles, să fim curioși, să învățăm și să descoperim despre celălalt și despre dizabilitate, pentru că atunci când vom cunoaște, ne va fi mai ușor să ne apropiem și să înțelegem și când ne va fi mai ușor să fim și împreună, așa cum ne-ai învățat. Dragă Ruxandra, îți mulțumesc mult pentru prezența ta astăzi aici, pentru ceea ce ați făcut, mi se pare o treabă grozavă, și faptul că îi ajutați și pe profesori și pe părinți să
deschidă puțin orizonturile copiilor și să-i ghideze într-o lume așa de interesantă. Mult succes în tot ceea ce faceți! Mulțumesc mult! Dragilor, acum ne luăm rămas bun de la Ruxandra, dar vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pentru că mai avem și alte materiale pregătite și vă invit să le urmărim împreună. Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul! Dar, pentru că îmi place să descoper tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante, vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică. Este momentul prezentării de carte și iată ce titluri v-am pregătit împreună cu sponsorii noștri pentru această ediție. Avem de la editura Doxologia titlul Iubirea este darul lui Dumnezeu, dacă tot vorbim despre persoane care sunt atipice și pe care ne dorim să le iubim cu toții. Apoi, 500 de proverbe românești explicate pe înțelesul copiilor și tot din seria aceasta, 500 de adevăruri uimitoare despre România, ambele de la editura Paralela 45. Aș vrea să vă spun mai multe detalii despre ele, așa că le vom lua pe fiecare pe rând să vă povestesc. Iubirea este darul lui Dumnezeu, este din colecția aceasta cu ursul puiuț și cu părinții pui, pe care ați mai văzut-o prezentată aici la emisiune. Vitrelor, strigă puiuțul, hei vitrelor, nu mai speriați peștii! Puiuțul era împreună cu bunicul la pescuit și era tare supărat din cauza vitrelor. Vitrele pot sta împreună cu noi, i-a spus bunicul. Dar bunicule, se plânse puiuțul, dacă ele sperie toți peștii, noi nu vom prinde niciunul. Nu are importanță, spuse el. Jumătate din bucuria de a pescui este faptul că suntem împreună, nu-i așa? Da, probabil. Știi, puiuțule, spuse bunicul, Dumnezeu vrea ca noi să le arătăm vitrelor iubire. El vrea ca noi să arătăm față de toți dragostea lui. Puiuțul se gândi la aceasta o vreme, apoi zice, îmi plac vitrele, dar știi, doar că nu-mi plac chiar în momentul acesta. Da, te înțeleg, a spus bunicul. Iar apoi povestesc împreună despre familie, despre iubirea lui Dumnezeu, despre faptul că puiuțul nu vrea să le iubească pe vitre chiar așa cum se iubesc mami și tati, știi tu, cu pupicii aceia și cu acele îmbrățișări. Bunicul zâmbi, iubirea dintre părinți este o dragoste deosebită, dată de Dumnezeu. Într-o zi s-ar putea chiar să o înțelegi. Iubirea este darul lui Dumnezeu, ne-a dăruit tot fel de chipuri de a arăta iubirea celorlalți. Iubirea între mami și tati, iubirea față de prieteni, față de familie și, mai presus de toate, iubirea lui. Puiuțul împreună cu bunicii, împreună cu părinții și cu ceilalți frați, povestesc și ne arată mai multe lucruri despre felul în care Dumnezeu ne dăruiește iubirea. Aș povesti multe despre cartea aceasta, dar vă las pe voi să descoperiți împreună cu mesajul de a iubi pe cei din jurul nostru, așa cum și noi la rândul nostru suntem iubiți. Și pentru că mai este puțin timp până când vom sărbători și Ziua României, am alăturat cărții care se potrivește cu mesajul acestei ediții și aceste două cărți cu seria de 500 din cadrul editurii Paralela 45, iar la fiecare proverb găsim o explicație foarte, foarte ușoară pentru a înțelege la ce se referă proverbul sau zicala respectivă. De exemplu, a căuta ziua de ieri. Ce înseamnă a căuta ziua de ieri? Explicația ne spune despre ceva ce nu poate fi găsit care a trecut. Se mai spune și despre o persoană care nu are niciun scop. Dacă deschid la întâmplare, de exemplu, ce înseamnă a face cuiva zile fripte sau zile negre? Înseamnă a chinui tare pe cineva. Dar ce înseamnă e numai gura de el? V-ați gândit? Păi înseamnă astfel. Se laudă fără să aibă puterea de a face ceva. Sau l-a luat gura pe dinainte. Asta înseamnă că a scăpat o vorbă pe care nu ar fi vrut să o spună. Și avem tot felul de proverbe legate poate de animale sau obiecte sau legate de părțile corpului, împărțite astfel pe categorii și cu explicații foarte, foarte simple pe înțelesul, atât pe înțelesul celor mici, cât și pe înțelesul celor mari. Și tot din seria aceasta mai avem 500 de adevăruri uimitoare despre România.
țara noastră. De exemplu, cele mai lungi ape curgătoare din România, știați? Avem fluviul Dunărea, 1075 de kilometri. La râul Mureș sunt 761 de kilometri, iar râul Prut are distanța, curge pe distanță de 742 de kilometri. Ia să ne mai gândim care sunt cele mai frumoase 10 monumente istorice din România. Dacă vreți să vizitați, atunci vă puteți lua și după lista aceasta, de exemplu, Castelul Peleș din Sinaia sau Palatul Culturii din Iași, sau dacă ajungeți în Brașov, să mergeți la Biserica Neagră, iar în Viscri la Biserica Fortificată. Ar mai fi multe de spus, dar vă las pe voi să le descoperiți. Pentru că sunt recorduri despre iluminatul public sau despre cel mai puternic laser din lume, despre primul român în spațiu sau despre primul sportiv român care a participat la Jocurile Olimpice. Avem tot felul de recorduri și adevăruri uimitoare, lucruri care o să vă atragă atenția și care sper eu să vă facă să prețuiți mai mult țara aceasta din care facem noi parte, să prețuiți România. Cele două cărți de la editura Paralela 45 împreună cu aceasta de la editura Doxologia pot fi ale voastre prin intermediul concursului nostru. Așa cum v-am obișnuit, la final de lună, în ultima duminică din lună, imediat cum se termină emisiunea, îi rugați pe părinți să intre pe pagina de Facebook și pagina emisiunii Căsuța cu Idei și acolo să vă înscrie la postarea de concurs. Vă doresc mult, mult succes! Vouă vă plac cutiile? Mie da! Însă acum am o întrebare. Ce se află în cutia curioșilor? Cât timp voi ați urmărit prezentarea de carte, i-am rugat pe copii să scrie un cuvânt cheie, ceva ce le-a atras atenția, ceva nou, ce au învățat sau o lecție pe care o putem împărtăși împreună cu voi. Ia să vedem primul cuvânt, primul bilețel, soluții. Cine a scris soluții și de ce a ales acest cuvânt? Te rog. Eu am scris soluții pentru că pot fi soluții pentru oamenii cu dizabilități. Exact! La fiecare situație... Dacă să ne gândim la soluții. Foarte bine spus. Dacă sunt probleme, sigur se găsesc și soluții. Și să cerem, pe lângă persoanele cu dizabilități, să cerem să le fie respectate drepturile. Nu-i așa? Da. Următorul bilețel... Pe următorul bilețel scrie respect. L-am scris pentru că să-i respectăm și pe cei cu dizabilități. Exact, pe toți oamenii să îi respectăm. Foarte bună și ideea ta, David. Și mai avem de la Lidia cuvântul egalitate. De ce ai ales acest cuvânt? Am ales acest cuvânt pentru că și oamenii cu dizabilități și oamenii normali, toți trebuie să fie tratați cu egalitate, să nu fie tratați unii mai puțin bun și unul mai rău. Cu egalitate. E foarte bine cum ai zis și îți mulțumesc mult și pentru ideea ta. Și acum la final vreau să-ți mulțumesc ție, Leonard, ție, David și ție, Lidia, pentru că astăzi ați fost aici în Căsuța cu Idei. Ne-am jucat împreună, am și învățat și mi-a plăcut foarte mult ideile voastre de la final, dar și felul în care am dezbătut ceea ce am citit aici la joc. Cu mare drag abia aștept să ne reîntâlnim și cu voi aștept să ne reîntâlnim într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și echipei tehnice pentru implicare și nu mai rămâne decât să vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici, în Căsuța cu Idei.